Vara s-a încheiat, iar hotelierii trag linie. Acest sezon estival a fost cel mai bun din ultimii 20 de ani, înregistrându-se peste 1 milion de turiști care și-au petrecut vacanța pe litoralul românesc. De la anul însă, prețurile vor crește cu până la 20%. Vara aceasta, pe plajele de pe litoral românesc, nu aveai loc să arunci un ac. Peste 1 milion de turiști și-au petrecut concediul la mare. Un turist obișnuit a cheltuit în medie între 100 și 200 de lei pe zi și a preferat hotelurile de 3 sau 4 stele. Chiar dacă creșterile au fost mici, pentru că impresia este de creștere foarte mare datorată lunii august, luna mai a fost o lună cu scădere. Pentru prima dată, după mulți ani, luna mai a fost scădere. Luna iunie a fost o creștere foarte mică de 2-3%. Creșteri mari au fost în lunile iulie și august, de 16-17%, per total până estimat până la sfârșitul acestui sezon, care se va încheia pe 17 septembrie. Creșterea este de aproximativ 11% la turiști români și 10% la turiști străini, ajungând astfel la un 950.000 de turiști români pe litoral în structuri clasificate și 50.000 de turiști străini în structuri clasificate. Este pentru prima oară după 20 de ani când depășim cifra de 1 milion de turiști pe litoralul românesc. Sezonul estival din acest an a adus creșteri cuprinse între 13 și 15% pe turismul extern, în timp ce în cazul celui intern majorarea este de 18%. De aceste creșteri sunt responsabile în primul rând investițiile private, însă marele minus a fost infrastructura insuficient dezvoltată. A început prost, s-a terminat foarte bine. Și asta datorită și, repet, structurii anului de învățământ, pentru că știți foarte bine, s-a terminat școala undeva pe 25-26 iunie, a început pe 12 septembrie foarte devreme, iar noi cei de la FPTR avem o altă propunere să se revină la structura anului școlar veche, 15 iunie, 15 septembrie, dacă se poate, având în vedere că turismul a fost introdus ca în strategie economică, ca prioritate, dacă vreți, eu cred că ar fi cazul să se termine școala undeva pe 5 iunie și să înceapă undeva pe 20 septembrie și datorită faptului că, vedeți ce se întâmplă, clima este foarte bine, suntem în septembrie și avem temperaturi de 28, 30, 32 de grade, iată că toate condițiile sunt favorabile pentru extinderea sezonului estival. În topul stațiunilor din acest an, stațiunea Mamaia ocupă în continuare primul loc urmat de Venus și Eforie. Nici Vama Veche nu a fost uitată de turiști anul acesta, având rezultate foarte bune. Cum temperaturile din această perioadă sunt foarte ridicate, există turiști care au ales să își petreacă concediul la mare în luna septembrie și nu regretă. De ce ați ales un hotel inclusiv? Pentru că e prima oară când am ales și vreau să vedem cum e. Și suntem foarte mulțumiți. V-ați gândit când ați ales și la faptul că aveți doi copii și v-ar fi mai ușor? Exact, sigur. Și pentru care eu... Deci e mult mai ușor. E mult mai ușor. Aveți totul aici? Da, absolut. De ce v-ați gândit în momentul în care ați ales un pachet all inclusiv? De ce all inclusiv? Păi mi-am gândit că în primul rând este mâncarea, care nu mi s-a părut că la preț cu tot, cu domnul și așa, este ok la prețul care l-am plătit și... Copii, sunt mai multe feluri de mâncare, ai ce să alegi. Pentru noi, că mai avem pe jos. Au avut și unde să se distreze? Da. Cei mici? Da. Da, este. Chiar este. Și porculeții. Au grădina destul de mare pe aici, pe curte. Te-am văzut că te pierzi, nu știi pe unde să intri. Da, nu. Regretați că ați ales perioada aceasta? Nu. Chiar deloc. Chiar ne gândeam că la anul să facem la fel, o să mergem. Și s-ar putea tot aici, că ne-a plăcut condițiile. Prețurile pe litoral, la modul general, nu doar aici la hotel. Cum vi s-au părut în perioada asta? Atentatele din Turcia din ultimele luni au transformat țara noastră într-o destinație mai mult dorită, contribuind la creșterea numărului de turiști pe litoralul românesc. Turiștii au nevoie de calitate mai mare, respectiv cele mai cerute hoteluri au fost 3 stele și 4 stele. Turiștii încep să migreze de la nivele inferioare către nivele superioare de clasificare. S-a cerut, s-a văzut o creștere pentru all-inclusive? Da. Cererea a acționat în două feluri. Pe de o parte a venit din partea pieței, pe de altă parte operatorii care au trecut pe all-inclusive încearcă să influențeze cererea de pe piață,
clar s-a vândut mult mai mult. Trebuie să țineți cont că avem în momentul de față în jur de 5.000 de camere all inclusive. Hotelierii sunt hotărâți să investească pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare pentru următorul sezon estival. Însă începând cu anul 2017 vor crește tarifele.